Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Om Bun, 20 februarie. Evenimente multe petrecute în această zi de-a lungul istoriei. În primul rând, evenimente legate de constituțiile vremurilor trecute, dar și de artiști ai vremurilor trecute. Să știți că în 1816, pe 20 februarie, a fost prezentat pentru prima dată Bărbierul din Sevilla de Rossini la Teatrul Argentina. A fost un fiasco. Dar chiar dacă nu a fost mulțumitor de rezultat, rezultatul de la premieră, știm cu toții că Bărbierul din Sevilla, oriunde este cântat, oriunde este prezentat, oriunde, la orice filarmonică, la orice teatru este prezentat pe scenă, se merge cu casa închisă. Dar uitați-vă că, vedeți, o operă minunată, valabilă și astăzi, ca acțiune, ca activitate, ca descriere a personajelor, parcă este vie, parcă acțiunea se petrece în zilele noastre, nu e nicio problemă. Uite că prima dată nu a fost prea bine receptată. Probabil că personajele respective din operă prezentau pentru prima dată mediul burghez. Ori în vremurile acelea, burghezia ar fi avut, era începuturi, ar fi avut un handicap în fața nobililor vremii. Clasele sociale ar fi fost în continuare cele, clasele sociale conducătoare erau cele care aveau origini și grade albastre. La 1849, Franz Josef, unul dintre cei mai longevivi monarhi ai lumii, după Ludovic al XIV-lea, cred că el este următorul, 68 de ani a domnit, dacă mi-aduc bine aminte, unul dintre cei mai longevivi monarhi ai Imperiului Austriac, cel mai longeviv monarh al Imperiului Austriac, dar a imperiilor vremii sau a imperiilor lumii, am spus, cred că Ludovic al XIV-lea l-a depășit în domnie, ca lungime. În schimb, Franz Josef, împăratul Austriei, împăratul Habsburgic, a promulgat pe 20 februarie 1849 o constituție prin care recunoștea Transilvaniei o autonomie limitată. Oricum, această nouă constituție nu a durat prea mult. Franz Josef nu a înțeles absolut deloc dorința de transformare a națiunilor, de afirmare a lor, și nu a înțeles deloc mișcarea de la 1848-1849, Revoluția Pașoptistă, care a măturat toată lumea, nu numai Europa, și chiar era un dușman declarat al acestor mișcări revoluționare, neînțelegând ce vor popoarele, pentru că el, monarhul de la centrul Europei, le dorea binele. Binele lui, nu binele lor. Dar, vorbind despre Constituții, să știți că la 1938, un rege,
al nostru, Carol al II-lea, decretează noua Constituție care va fi promulgată pe 27 februarie același an 1938. Această nouă Constituție, prin această nouă Constituție, se instaura dictatura regală. De fapt, în Europa atunci se instauraseră dictaturile mari. Am mai vorbit în cadrul emisiunilor, mai ales când am vorbit despre subiecte istorice. Germania căzuse sub dictatura lui Hitler, Italia sub dictatura lui Mussolini, Spania sub dictatura lui Franco, Ungaria sub dictatura lui Horthy. După primul război mondial, Rusia țaristă era în plin comunism, URSS era o dictatură sovietică asupritoare a tuturor popoarelor pe care rușii din URSS reușeau să se impună. Așa că noi, românii, am găsit noi, regele, conducătorul statului de atunci, regele Carol al II-lea, fiind și un tip mai puternic, care dorea puterea, nu un tip de om care ar fi fost să conducă după legile parlamentului, un monarh mai deschis ideilor parlamentare, ideilor de democrație. Carol al II-lea a făcut tot felul de mașinațiuni în timpul domniei sale dintre anii 1930-1940 pentru a eroda partidele politice. A făcut tot felul de aripi și de la Partidul Liberal și de la Partidul Țărănesc, Național Țărănesc, și de la tot felul de partide majoritare atunci în epocă, a tras tot felul de sfori politice, astfel încât după alegeri, după alegerile din 37, în 1938, la începutul anului, când toate partidele nu ajunseseră la 40%, nu se putea face o alianță cumva pentru a ajunge la guvernare, regele Carol al II-lea a prezentat soluția, a dizolvat parlamentul și a instaurat noua Constituție, o Constituție care impunea o dictatură a sa. Câteva idei ce reprezenta acea Constituție. Regele era capul statului, puterea legislativă se executa de către rege, puterea legislativă, deci el dădea decrete și lege. Prin reprezentanța națională care se împarte în două, Senatul și Adunarea Deputaților. Constituția prevedea două atribute esențiale ale capului statului și anume persoana regelui era inviolabilă. Miniștrii sunt răspunzători, actele de stat ale regelui vor fi contrasemnate de un ministru prin care acesta devine răspunzător de ele. În Constituția din 38, prerogativele șefului statului sunt deosebit de mari. Regele are atribuții legislative, executive și judecătorești. Regele avea drept de veto absolut, întrucât putea refuza sancționarea unei legi fără a fi nevoit să explice refuzul sancționarea acesteia, putea dizolva parlamentul fără să fie obligat să-l convoace după un anumit termen, se consacra dreptul șefului statului de a legifera prin decrete legi, hotărârile judecătorești se executau în numele regelui. Titlul 2 din Constituția din 1938, care tradițional trata despre drepturile omului, acum era împărțit în două, despre
datoriile românilor sau obligațiile lor și despre drepturile românilor, prioritatea datoriilor sau obligațiilor erau arată cum era spiritul Constituției, cu acest spirit al Constituției, cum era de fapt. Era o Constituție a unui stat autoritar. În Constituțiile anterioare, românii aveau doar două drepturi, doar două datorii, a urma cursurile școlii primare și a executa serviciul militar. În privirea împărțirii administrative a țării, se suprima articolul care viza organizarea pe județe și este înlocuit cu articolul prin care țara era împărțită mai întâi în rezidențe regale, apoi în ținuturi. Ca o concluzie, exercițiul puterilor constituționale trec în mâinile regelui, căruia este atribuit chiar și monopolul revizuirii Constituției. Deci dacă la 1923 am avut o Constituție făcută de Ferdinand, foarte elaborată, prin care aveau dreptul românii de vot, era o Constituție model, la 1938 Carol al II-lea promulgă la 27 martie, după aceea, deci întâi dă decretul și apoi promulgă la 27 martie, o săptămână mai târziu, această lege, această Constituție prin care își instaura noul regim. Are loc sfârșitul regimului parlamentar în România. Început odată cu Alexandru Ioan Cuza, dar sigur desăvârșit la 1866 de către Carol I prin Constituția de la 1866. Se naște la 1924 scriitorul, scenaristul, publicistul român Eugen Barbu, soțul actriței Marga Barbu, cea care a jucat în filmele cu Mărgelatul, dacă ține minte. Dar în 1938, hai să vorbim și despre artiști, în 1938, Maria Tănase, pe 20 februarie, debutează la radio. Și va deveni simbolul muzicii populare românești. Maria Tănase a fost numită în urma unui concert de la Universitatea din Vălenii de Munte, la Universitatea, deci cursuri de vară organizate la Vălenii de Munte, universitate patronată de, la vremea respectivă, de Iorga, a fost numită de Nicolae Iorga pasărea măiastră a românilor. Maria Tănase a debutat întâi la teatrul de revistă Cărăbuș. Dar să știți că nu avea nicio legătură de rodenie cu Constantin Tănase, patronul acestui teatru de revistă. Ea era fica de florar, fica Anei Munteanu, al treilea copil a acestei femei, cu florarul Ion Coandă Tănase. A debutat în 34 la Cărăbuș, așa cum am spus, iar în 38, pe 20 februarie, cântă pentru prima dată la radio. Să știți că Maria Tănase, pe care probabil mulți o știți, nu se compară cu maneliștii noștri de astăzi, sub niciun motiv. Cântecele ei sunt și astăzi recunoscute în lume, nu doar pe teritoriul nostru. Să știți că a avut probleme cu regim. Pe timpul regimului legionar, ministrul propagandei de atunci, legionare, i-a distrus toate discurile de patefon. Așa era vehiculată muzica pe atunci, așa era răspândită și așa ascultată.
I-a distrus toate discurile de patefon, i-a interzis aparițiile la radio, pe motivul că distorsionează muzica populară autentică românească. Maria Tănase. Dar care era, de fapt, ascuns, care era motivul ascuns al acestei interziceri a Mariei Tănase? Ca să vedeți cam cum artiștii populari, artiștii deosebiți, artiștii în general, sunt cenzurați de către dictaturi dacă nu fac pe plac dictaturii respective. Ministrul propagandei legionar de atunci, vedeți că nici nu e bine să-i pronunț numele, pentru că nu este, nu are nicio legătură. Maria Tănase rămâne Maria Tănase, o cunoaște toți, o vor cunoaște și copiii noștri. Pe când ministrul propagandei din regimul legionar, chiar nu vreau să îl țin minte cum îl cheamă, că nu trebuie să fie ținut minte cum îl cheamă acel ministru al propagandei de atunci, care i-a interzis Mariei Tănase aparițiile, care a fost motivația lui? Ascuns. În cercul Mariei Tănase, și era o personalitate de marcă, atunci vă dați seama, dacă profesor universitar și fost prim-ministru Iorga o numea pasărea maiastră a cânticului românesc, vă dați seama, se învârtea prin cercuri înalte. În jurul ei erau și câțiva oameni deosebiți evrei. De exemplu, etnomuzicologul Henry Brander, care a cules opera Cine iubește și lasă, sau jurnalistul Stefan Rohl, care scria sub pseudonimul Gheorghe Dinu, erau de origine evreiască. Și propaganda legionară de atunci nu lăsa ca ce nu era românesc să viețuiască. Cu toate că etnomuzicologul Harry Brauner a cules folclor românesc, indiferent că religia lui era religia mozaică și se trăgea din părinții evrei, el era profund român. Profund. Dacă el culegea folclor românesc, vă dați seama că simțea românești. Am mai dat la o emisiune de-abia din anii trecuți exact melodia pe care este conceput imnul statului Israel, este melodie românească, populară, cucuruz cu frunza în sus. Dar ochii de cal și ochelarii de cal puși de un regim dictatorial, un regim autoritar, nu va lăsa niciodată să crească arta într-o națiune, decât numai arta care slujește partidului și intereselor de partid. Maria Tănase, după ce s-a dus cu regimul legionar din România și chiar după instaurarea regimului comunist, ea a avut succes, a fost apreciată și de regimul comunist de după război, probabil pentru că membrii Partidului Comunist doreau să ajungă la sufletul maselor. Și știau că prin artiști iubiți de popor puteau ajunge la sufletul maselor, și astfel că au lăsat-o să imprime la Electrecord
numeroase, numeroase apariții muzicale și chiar au promovat-o după instaurarea comunismului. A fost, începând din 1952, Maria Tănase, a fost profesoară la școala medie muzicală numărul 1 din București. Foarte mulți cântăreți de muzică din vremea respectivă au avut îndrumarea ei. De exemplu, Mia Braia sau au fost sub Victoria Darvai, Ileana Constantinescu, Natalia Șerbănescu, au fost elevele ei. A lansat cu succes Dragimi scântecele mele. Și dacă ne uităm și astăzi, chiar dând pe YouTube, pur și simplu, Dragimi scântecele mele de Maria Tănase, le vedem și le putem auzi cu plăcere. Stau și mă gândesc, fac o comparație între muzica culeasă, interpretată, promovată de Maria Tănase, apoi de Ioana Radu și alte cântărețe deosebite de muzică, lăutărească, și vedem muzica lăutărească, între ghilimele, manelele de astăzi. Nu știu cum și cine promovează astăzi manelismul acesta, dar nu e vorba doar de muzică, că se vede o manelizare a societății de sus până jos. Maria Tănase s-a stins la 22 iunie 1963, la ora 2:10 după amiază, în urma suferinței de un cancer pulmonar. Și întrerupsese pe 2 mai, chiar și-a întrerupt concertul pe care îl făcea la turneul pe care îl făcea la Hunedoara, lăsând-o pe Maria Braia să meargă mai departe în turneu, ea întorcându-se la București. Și în iunie, pe 22 iunie, s-a stins. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și vom vorbi și ceva despre știința românească. Pauză de publicitate, te rog. Care este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi copilului tău? O jucărie nouă? Sau poate un cățeluș? Cel mai frumos cadou este copilăria. Este tăvălitul prin noroi în după amiezile ploioase cu ceilalți copii. Este vacanța în ograda bunicilor. Copilăria este zi de zi o nouă aventură. Însă nu e lipsită de pericole. Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor. Noi, cei care avem grijă de ei, trebuie să-i protejăm la fiecare pas. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Vaccinurile sunt o cale sigură de a preveni boli mortale. Avem nevoie de repere ca de apă, ca să nu ne dicteze valurile direcția.
Avem nevoie de repere ca de pământ, ca să avem de ce să prindem rădăcini puternice la noi acasă. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. Educație raportată la echitate, calitate, respect, viitor. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Știați de stația de cercetare românească din Antarctica, la Racoviță? Este prima stație românească permanentă de cercetare și explorare din Antarctica, numită după exploratorul român Emil Racoviță, și este inaugurată pe bazele unei stații construite de Australia din 1986 și donată României de către Australia. Stația se regăsește în regiunea Prințesa Elisabeta, pe dealurile Lasserman, la 2 km distanță de o stație chineză, cu care și întreținem schimburi de experiență. Stația aceasta românească, Racoviță, este amplasată într-o zonă stâncoasă la 3 km de coasta Ingrid Christensen din țara Prințesei Elisabeta, în dealurile Lasserman din Antarctica de Est. Se află la o distanță de 2 km de stația Zhongshan a Chinei și de la stația Progres 2 a Federației Ruse, ceea ce a permis o strânsă cooperare cu cercetătorii și cu activiștii cercetători acestor țări, cu care se întrețin de ani de zile schimburi de experiență din 2006 până astăzi. Stația se află, dacă luăm așa în linie dreaptă, la peste 13.000 de kilometri de capitala București, a noastră. Se află într-o zonă acoperită cu rocă și nu cu gheață. Ea oferă numeroase posibilități de acces pe calota polară, antarctică, și pe jos, și cu mașini cu șenile. Accesul la baza românească se poate face în două moduri. Fie cu elicopterul de la stația Davis, aflată cam la 80 de kilometri nord-est, fie pe jos sau prin mijloace motorizate pe rutele ce țin de cele două stații vecine, rusă și chineză, în cazul în care se folosește transportul naval. Ea are Tudor Negoiță, de exemplu, exploratorul care a vorbit foarte mult de această stație și care a lucrat pe ea. Spune că încă din 1997 s-au dus tratative pentru a avea și noi o bază în Antarctica. Niciun român nu prezentase până atunci contribuții evidențiate prin cercetări și demersul lui Teodor Negoiță de a inaugura o bază românească în Antarctica, demarat încă din 1997, a început să prindă roade. Teodor Negoiță a beneficiat în anul 2000 de onoarea de a avea cuvântul de deschidere cu ocazia Tratatului Antarctic desfășurat la Londra, în fața 43 de țări.
După 2 ani de negocieri în Tratatul Antarctic, care s-a desfășurat la Stockholm, în Suedia, în iunie 2005, s-a semnat după aceea un acord prin care Australia a donat Fundației Antarctice Române și Institutului Român de Cercetări Polare, conduse de Teodor Negoiță, în urma demersurilor lui, una din bazele antarctice ale Australiei, de pe coasta de est, stația LAW, LAW se scrie, stația LAW. Semnarea acestui acord a dus la colaborări strânse și, bineînțeles, s-a făcut în prezența ambasadorilor celor două state, România și Australia. Astfel, exploratorului român Teodor Negoiță i-au fost recunoscute eforturile tradiției, eforturile în cercetare începute încă de Emil Racoviță, cu mai bine de un secol în urmă. Deci avem o tradiție în cazul explorării polare. Spune așa Teodor Negoiță, și astea sunt cuvintele lui: după mai bine de 100 de ani l-am readus pe Racoviță în Antarctica. Cea mai mare satisfacție din cariera mea am avut-o când am preluat baza de la australieni. A fost atât de emoționat că nici nu ne putem da seama, a mărturisit dr. Teodor Negoiță. Baza are o stație radio, un depozit pentru combustibil, un mic grup sanitar, 5 spații de dormit, cabane satelit de tip iglu, construite din materiale anticorozive și termoizolante, o clădire laborator. Clădirile sunt construite astfel încât să facă față mediului ostil de la pol, fixate pe mici platforme din beton, cu ajutorul unor picioare din oțel, astfel încât să aibă un impact minim asupra mediului. Deci, vedeți, să nu cumva să poluăm foarte mult în zonă. Deoarece grupul sanitar nu beneficiază de instalație specială de filtrare a rezidurilor, toate deșeurile produse sunt depozitate în recipiente speciale și evacuate odată cu membrii expedițiilor. Pentru că baza este alimentată cu energie electrică prin intermediul unui mic generator pe bază de combustibil lichid și de un panou solar, deoarece prin lacurile din imediată apropiere putem beneficia doar de apă sărată. Baza folosește pentru apă potabilă și apa necesară spălării și așa, folosește procedeul de topire a zăpezii din apropiere și nu dorește să polueze prea mult în zonă. Să știți că baza este funcțională cercetărilor doar pe perioada verii polare și nu a verii australe, cum spune, deci din Antarctica. Nu putem să rămânem în zonă cu cercetători în timpul iernii de acolo, vara de la noi. Echipa românească care face cercetări de bioprospectare, ecologice, de prognoza vremii, de măsurarea activităților seismice, geomagnetice, de culegerea datelor privind interferențele în radiocomunicații, toate acestea sunt făcute doar în timpul verii australe, în timpul cât este la noi iarnă. Deocamdată nu este foarte bine, această stație este subfinanțată. Nu se dau bani pentru cercetări în zonă mai mult decât ar trebui. Teodor Negoiță se plânge de multe ori de asemenea de subfinanțarea
bazei noastre de cercetări din Antarctica. Cu toate că cercetători capabili avem. Și avem cam 100 de ani de experiență de la Emil Racoviță încoace. Da? Ce să-i faci? Statul nostru are bani puțini. Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Tot un român a spus și asta. Dragii mei, de la Constituții la muzică populară, de la artiști și publiciști și muzicologi la cercetători în zonele polare, ia ca 20 februarie ne face nouă cadou românilor o serie de activități, așa. Cine ar trebui nouă românilor? Ceea ce am spus la fiecare emisiune. Multă înțelepciune și să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea. În rest, totul vine de la sine. O seară frumoasă vă doresc, dragii mei. La revedere!